Slăvit să fie Domnul! Dacă ceilalți au scris Evanghelia Venirii și Ioan în cartea sa vede clipele răpirii, Domnul i-a descoperit și i-a dat de sus putere să ne scrie, să ne spună de întâia înviere. El a fost în duh răpit, cum va fi atunci aleasa, căci un înger l-a chemat, vino ca să vezi mireasa. Și ce credeți că ne-a spus despre cele întâmplate? Dumnezeu i-a arătat sus pe un munte o cetate, având ziduri de iaspis și lumină străvezie, și un râu ce curge lin, limpede cu apă vie, și un pom cu roade plin, chiar în mijlocul cetății, despre care i s-a spus că e arborele vieții. N-a văzut acolo lună și nici stele și nici soare, căci lumina ei e Domnul, Dumnezeul nostru mare. Slava Lui îmbracă zorii dimineții argintii, căci aceasta e cetatea Domnului din veșnicii. Porțile din pietre scumpe stau deschise neîncetat, căci mulțimea dintre neamuri prin credință a intrat. Îmbrăcat în in subțire și în aur de ofir, lângă mire stă mireasa, albă ca un trandafir. Zorii splin de frumusețe și divină sărbătoare, cine intră în cetate, niciodată nu mai moare. Înfrățiți cu sfinții îngeri, vor trăi neprihănirea, căci Hristos, prin sfântul sânge, a răscumpărat oștirea. Și atunci o voce sfântă a strigat, pecetluiește, căci răpirea e o taină și în taină se împlinește. Dacă ar ști stăpânul casei, ar veghea să prindă furii. Tot la fel va fi răpirea, după spusele Scripturii. Hoțul de la miezul nopții intră pe furiș în casă. Tot la fel va fi când Domnul va răpi a lui mireasă. Comparația e bună și ne îndeamnă la veghere și să cerem de la Domnul pentru zborul sfânt putere. Trâmbița a șaptea sună, dând semnalul de trezire, iar în clipa aceea sfinții vor ieși din cimitire. Pe la mijlocul durerii Domnul a intervenit și pe cei aleși deodată din necazuri i-a răpit. Domnul i-a chemat să vină ca pe Lazar din mormânt, deșteptându-i pe aceia botezați cu Duhul Sfânt, care și-au păstrat veșmântul fără pete, murdării, și pentru aceasta Domnul i-a umplut de bucurii, având liberă intrare sus pe porțile cetății și de plină libertate la izvoarele vieții. Fericit e cel ce își spală hainele de murdărie, ca să aibă drept să intre sus pe porți în veșnicie. Căci afară sunt murdarii, unși cu sute de culori, foarte mulți și din biserici care stau nepăsători. Nu o spune nici poetul, nici voi care ascultați. În Apocalipsa scrie despre toate acestea, frați, despre ceasul încercării, despre clipa de răpire, despre cei ce vor rămâne în eterna chinuire, despre cele trei pedepse, cele trei nenorociri, catastrofe mondiale, cu necazuri, chinuiri, despre cele șapte duhuri din biserici pe pământ, care pregătesc mireasa pentru mirele cel sfânt. Căci aripile de vulturi pregătite pentru zbor e puterea cinzecimii dată credincioșilor. Marele balaur roșu își va aduna oștirea, încercând cu toată forța ca să împiedice răpirea. Dar în clipa aceea mare, cu un cutremur de pământ s-a striga, s-a rupt pecetea pusă pe acest cuvânt. Șarpele cel vechi, cel mare, va fi pus în lanțuri grele, căci în luptă cu creștinii a trântit mulțimi de stele.
1000 de ani pământul va fi un Eden frumos, căci în liniște și pace va domni Iisus Hristos. Duhul și mireasa strigă, cine-i însetat să vină, căci și Duhul și mireasa după aceea zi suspină. Națiunile așteaptă fluturând cu toți drapelul ca să înceapă marea nuntă unde mirele e mielul. Aleluia, aleluia, va striga întregul nor, binecuvântând pe Domnul oameni din orice popor. N-au mai fost asemeni imnuri și asemenea ovații, cum va fi la marea nuntă când ne-am întâlnit toți frații. După ce Iisus, cu oși de îngeri și arhangheli minunați, își va aduna din larguri pe acei răscumpărați. Doamne, Doamne, adu mai devreme ceasul binecuvântării, cununia și serbarea și sfârșitul așteptării, căci ne-am săturat de ceață, de dureri și de morminte. Doamne, adu mai devreme zorii dimineții sfinte. Amin.